dictat ce poate să facă doamna Marița, care a crescut la Calafat, la Lobeniță. La Lobeniță a crescut, a fost crescută numai în grădină de bostani. De bostani, uitați. Lobeniță, Lobeniță. Rasă spurcate, piticanii, uitați și voi. Uitați cum face zvelia de subțire. Voi ferie de două degete, cum făceam eu la prunișoare. Uite cum o face, să-mi dăm ea mică. Ia uite. Ia lămâie, ia lămâie. Ia uite ești tu. Mai încet, mai încet. Mai încet. Auzi că mie nu face fasole uscate, că nu mă controlez eu. Ce înseamnă aia control? Că am bilete, am stare tehnică, am tot ce îmi trebuie. Uite, ce mănânc eu din asta? Ce mănânc eu din asta? Spuneți voi, dragi prietenii mei. Hai că mi-e și nou. Mie mi-ajunge, mie feriază. Mie dăm jumătate aia. Asta? Aia, nu aia. Pentru burta mea asta face față, da. Hai că hai să aveți poftă copii. Mulțumim. Dar mie nu spune nimeni să ai poftă faniștul. Păi dar nu mâncași. E dulce? Da. E sigur? Bună. E mai bună cum era. Da. Uitați cum mănâncă ea. Rasă spurcată, a crescut numai în bostani. A crescut numai în bostani, a crescut la moțăței pe câmp. Ai poftă, doamna Marița. Când a fost și ea mireasă, a pus-o pe... A pus-o pe magar. A pus-o pe magar. Și au umblat cu ea trei străzi. Pe magar, plină de nămol. Așa se purta acolo mireasa pe magar. Și pe mine m-a pus să umblu cu trei gâște după gât. Așa mă se purta acolo. Da, fratelor, eu vă spun adevărul. Uitați, uite Lidioana asta, uitați. M-a păcălit cu fasolea de 20 de zile. Cu iernie de fasole. Da. Uitați cum mănâncă, uitați. Rasă, spurcată. Bulețe, nu va furculiță. Da, să ai poftă. Revenim, fraților, să mănânc și eu, mi-a lăsat limba apă. Da. Acum mâncăm și noi, astăzi, pe ziua de astăzi. Azi mâncare mardi un prut, acum mâncăm lobeniță. Și la după masă stăm numai la baie. Da. Hai să ai poftă, Fani. Ce faci cu furtunul în mână? Să te bat. Pe cine bat? Pe tine. Păi ce rău ți-am făcut? Dar ce nu faci? Nu spune drept cum vrei să-l bați pe Rex? Ba da. De aia stai cu furtunul în mână. Păi ce ți-a făcut Rex? Dar ce nu faci? Ce rău ți-a făcut că te păzăște toată noaptea, stă pe scară și nu intră nici pisticile în curte? Da. A? Ce rău ți-a făcut? Vrei ce? Să iei tu bătaie în locul lui? Să iei, în locul lui, nu? Da. Ca să vezi că eu mai bine îmi prefer să iau bătaie eu decât să ia câinele meu. Nu-i așa? Uitați-o și pe doamna Bria Cioromela, o vedeți? Uitați-o. Doamna Cioromela. Uitați, șefa. Șefa, asta e lămâia, se bagă la școala de șofer. Da. Da. I-a luat silică mașină Ferrari. Dacă nu dai pentru tine. Pentru... Mă iau și pe lămâia cu tine la tine. De ce? Mi-e frică. Te uiți tu urât la mine să pierzi eu. Și câte grade vrei să iei lămâie? Cât o vrea Dumnezeu. Te bagi pentru toate gradele? Da. Beu, eu, ceu, deu. Da. Bag-o și pe mama, că ea știe să conducă. Mamă, te bagi la școală șofer. Că tu știi conducere. Nu? Am băgat pe tatăl de la conducere, i-a luat carnet. Tu ai băgat. Obrigat. Și conduceați amândoi. Obrigat. Și-a luat. A luat. Da? Auziți, fraților, doamna Bria a pus pe tata la șoferie. Când conducea tata, conducea și mama. Îi spunea tot frâna de mână. Că ea știa numai să tragă frâna de mână când pleca uneva. Nu plânge, așa cântă ea. Zici ce faci cu furtunul în mână. Nu mai pot să mai spun de 10 ori. Ce faci tu cu furtună în mână? Pentru ce l-ai? Pentru Rex sau pentru mine? Pentru tine. Pentru mine. Da. Așa că mai bine răspunsă-și, ți-ai fapta. Eu mă duc acum să mă culc și apucă-te să faci iernia aia de față. Uite cum stă oala acolo, pregătită pentru iernia aia de față. Uitați oala, o vedeți? De 3 zile stă fasolea în oală la moit. Bine, du-te tu
duci și cumpără fasolea și să vezi cum să face fasolea. Dar de care se iau? Bobă mică, bobă mare? Mare. Mare. Gata. Am revenit și eu în țara asta, servesc și eu prânzul. Nu vreau să-l supăr toată lumea, prietenii mei, dar asta e mâncarea mea preferată. Uitați, șuncă țigănească, ardei umplut, nu-mi place. Mai mult îmi place șunca țigănească, coțără proadică și coțără ardei. Asta e mâncarea mea preferată. Fraților, îmi cer mii de scuze. Nu vreau să vă supărați pe mine, Ioane, nu te deranja, asta e masa mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mănânc și eu ca omul năcăjit. Ce am aceea ce mi-a dat Dumnezeu. O țără slăninuță, da? Știu că ție nu-ți place, dar asta e. Nu poți să mă înveți tu pe mine ce să mănânc eu, da? Eu mănânc ce vreau eu, da? Dacă vrei să mă filmezi mine un minut, două, ar fi bine. Dacă mănâncă, nu... dar e rânciejită. Aia e sănătoasă, da. Uitați ce ardei frumos am aici. Vedeți? Ardei. Uitați ce ardei. Natural. Da? Coțură castravete. Da? Așa că, fraților, nu vreau să vă supăr pe nimeni. Uitați ce aici. Așa ceva nu mâncați voi, știu eu, români, numai țigani. Ia uite. Da. Nu mai voi ieși, uite, scăiez. Să nu mai spui lui mamă ta, știi? Să n-afră mamă ta ce mănânc eu, bine? Da. Că iar mă ceartă, spui că mâncai regim, spui. Roșii, brânză și castraveți. Auziți? Da. Hai la masă. E mai sănătoasă asta. Mă sună Cutuna, sorul ta de la Cruj. Că a găsit Galicia la tomberon un iPhone 15 Pro Max. Pro Max? Nu, a aruncat de la 1. A. Și-o luă? Cumpără iPhone pentru el. Ha? Cumpără pentru el. Îl cumpără? Da. Păi nu lua la florin, pentru copil. Păi copilul are. Are. Dau și la mântă, să mănâncă și ei. De. Animalele noastre, nu? Ceva, păi la București. Du-te. A? Du-te. Îmi dai voi? Păi cine nu te lasă? Mamă, da. Ia-ți mașină și du-te.
Hai zi aici, mă pusă să filmez cum se vadă prietenii cum mănânci tu. Da. Oprești. Vă salut. Oprește-a dat până în pământ. O poradică. La unde sunt roșiile? La Bagdam. Cred că-s de la Dăbuleni. A, am uitat să spun. Mi-a trimis Aristic Ardei roșii Craștareți. Acum 2-3 zile. Îi mulțumesc lui prietenul meu Aristic că are grijă de mine. Bravo. Trimite și el ce poate. Are și el problemele lui. Hai, salut! La revedere, prieteni. Fraților, am revenit, am servit și eu masa ca tot omul prânzul de seară. Acum am ieșit puțin la aer curat, stau și eu să mă relaxez aici la buturică, la butură singur, așa am ajuns de unul singur, ce să fac, asta e viața, că e bună, că e rea, asta e viața mea, așa cum vrea Dumnezeu. Stau la butură de unul singur și mă uit la Dumnezeu. Doamne, să ai grijă și de noi și dacă am greșit cu ceva, Doamne, iartă-ne și pe noi. Aici sunt de unul singur fani. Aici la butură. Uitați, îl am și pe prietenul meu Rex, pedepsit. Nu-i mai dau voie să iasă nici el afară. Pentru că nu prea mă înțeleg cu el. Gata. Face și ăsta probleme. Începe să pleacă și el pe stradă să facă numai probleme. Așa că las. Stai cu minte! Stai cu minte! Nu mai vezi tu. Gata, ești pedepsit. Stai cu minte! Nu mai te faci și tu gongoi. Te dai și tu mare călatrii. Da? Asta e viața. Stai așa. Dacă nu ești cu minte, stai acolo. Păi da. Hai. Ce să facem? La porci n-am apucat să mi-am dus la de mâncare, dar cred că le-a fi dat ea, doamna Mariță. Tu unde mergi? Bă, tu unde mergi? Și ce mă fac, doamne, cu câinile ăsta? Nu mi-am înțeles cu el. Rex? Hai, păza. Hai, fii cu minte, fii cu minte! Fii cu minte că să vezi ce bătaie îți dau. Hai! Ia vezi cine la poartă, fugi!